Înscrierile la clasa pregătitoare în 2022 ar putea începe în 11 aprilie. Circumscripțiile școlare și numărul de clase vor fi publicate de Inspectoratul Școlar Județean Maramureș și de școli în 28 martie. În perioada 11 aprilie-10 mai 2022 se completează cererile tip de înscriere de către părinți, tutori legal instituiți, reprezentanți legal, online sau la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor. În perioada 11 mai-12 mai se va procesa de către Comisia Națională cererile tip de înscriere cu ajutorul aplicației informatice și repartizarea copiilor la școala de circumscripție. După întreaga procedură, în data de 27 mai se va afișa în unitățile de învățământ și pe site-ul Inspectoratului Școlar candidații înmatriculați și numărul de locuri rămase libere. Persoanele care doresc să achiziționeze o locuință prin programul Noua Casa trebuie să îndeplinească o serie de condiții de eligibilitate și să parcurgă o serie de pași. Potrivit unui ghid al programului publicat recent de Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru întreprinderile mici și mijlocii, toți cei interesați se pot înscrie deja în program, iar printre altele, pentru a fi eligibili, aceștia trebuie să nu fi beneficiat în trecut de finanțare prin programul Prima Casă. A fost publicat recent și un ghid al programului ce cuprinde atât detalii referitoare la valoarea și dobânda creditelor, la garanții și asigurări, cât și la pașii de urmat după ce a fost găsită o locuință sau care sunt motivele pentru care dosarul poate să devină invalid. Programul Noua Casă este un program guvernamental care are ca obiectiv facilitarea accesului persoanelor fizice la achiziția unei locuințe prin contractarea de credite garantate de stat. Pentru anul 2022, plafonul alocat programului Noua Casă este de 1,5 miliarde de lei. APIA Maramureș eliberează adeverințele pentru finanțări în campania 2022. Adeverințele sunt eliberate în baza convențiilor încheiate de APIA cu instituții bancare și nebancare și fondurile de garantare în domeniul agricol. Aceste convenții se adresează fermierilor care intenționează să acceseze credite în vederea finanțării activităților curente de la instituțiile bancare și non-bancare care au încheiat convenții cu APIA. Aceste documente se eliberează pentru beneficiarii schemelor de plăți directe și beneficiarii măsurilor de mediu și climă. La solicitarea scrisă a fermierului, APIA eliberează o adeverință prin care confirmă că acesta a depus cererea unică de plată pentru anul 2022. Informații se pot obține de la APIA Maramureș.